Ei, dragii mei săgetători, am ajuns la voi, la această zodie, în care vreau să povestim puțin despre lucrurile la care voi ar trebui să fiți foarte atenți în planul iubirii. Este o etalare avertismentele în planul iubirii, practic ce ar trebui să știe săgetătorii vis-a-vis de o relație din trecut sau poate că urmează să întâlniți o persoană sau să vă introduceți în noi relații și având aceste atenționări, aceste recomandări, aceste avertismente, nu veți fi surprinși cu garda jos. Este o etalare generală, o etalare colectivă cu care ați putea sau nu să rezonați, dar dacă rezonați cu anumite elemente, dacă rezonați cu anumite descrieri, mesaje suplimentare, înseamnă că veți găsi cumva, într-o formă sau alta, mesaje care să corespundă situației dumneavoastră particulare. O să folosesc 3 pachete de cărți de oracol. La final o să avem și intențiile unei persoane la care vă gândiți. Ideea este să nu vă gândiți la cineva anume, ci doar să vă relaxați și să ascultați ceea ce încearcă minunatul ghid spiritual să vă transmită săptămâna aceasta, dar și în cele care vor urma. Astfel că această etalare este atemporală, valabilă ori de câte ori o reluați. Vizionați această etalare. Săgetătorii. De ce ar trebui să țină cont săgetătorii în planul iubirii? Fie că se gândesc la persoane din trecut, fie că în viața lor vor apărea ființe cu totul și cu totul noi. Iată că s-a întors această carte, n-a trebuit să o mai aleg eu, ceea ce înseamnă că este pentru voi această etalare. Ei bine, dragii mei săgetători, și voi cred că, într-o oarecare măsură, ca și zodia scorpionului, ca și unii scorpioni, aveți, într-adevăr, viziuni, dar și voi s-ar putea să proiectați, în cele mai multe cazuri, relații crude în viitor, ceea ce amplifică eventualul eșec. Dacă deja ați trecut printr-un eșec emoțional, două, trei, nici nu contează, este și din cauza faptului că ați proiectat mult prea devreme în viitor această relație. Posibil că v-ați gândit deja că sunteți o familie, eventual cu copii, dacă vârsta vă permite, sau situația, sau dorința, sau voința. Și în momentul în care relația a devenit un coșmar, ați încercat pe cât ați putut să vă umpleți aceste goluri cu lucruri materiale și golul a rămas neumplut. Pentru voi contează în oarecare, și în oarecare măsură și pentru o anumită categorie de săgetători aceste lucruri materiale. De aceea este posibil ca unele recomandări din partea Universului este să căutați, în primul rând, acele relații de la suflet la suflet. Poate că le-ați căutat, nu le-ați găsit și atunci ați considerat că cel mai bine este să gândiți că dragostea trece prin stomacel. Și în momentul în care întâlniți pe cineva, așa ca o primă reacție, este să vă bucurați dacă persoana respectivă este și potentă din punct de vedere material sau financiar. Că iubirea e iubire. Până la urmă nu mai putem trăi cu o ceapă spartă, cum se spunea în trecut. Dacă te iubești, mănânci un boț de pâine și o ceapă. Nu prea mai e cazul, dar nu trebuie să judec eu aceste expresii din bătrâni. Cred că în momentul de față aveți un strong feeling, așa, aveți un feeling cumva că ceva urmează să se întâmple în viața voastră amoroasă, evident. Că de aia bănuiesc că vă și uitați la această etalare și în felul acesta, bănuind că se întâmplă ceva, măcar să aflați intenții și, cum spuneam, să nu fiți prinși și prinse cu garda jos. Este posibil să vi se facă pielea de găină
și să simțiți că cineva își dorește să vă telefoneze, dar nu în ideea de a vă da vești bune. S-ar putea să fie posibilă reluarea unei legături din trecut cu o persoană cu care v-ați ciondănit sau, mă rog, dacă a existat întreruperea unei relații din diferite motive destul de dure, să zic, probabil că în viața voastră a intervenit ceva pe care voi ați considerat nedepășit sau un nightmare, să zic așa, un coșmar, mă scuzați, și atunci desprinderea a fost destul de, așa, nu știu dacă neapărat dureroasă, dar nepotrivită. Posibil ca unul dintre voi să fi luat prea tragic, prea în tragic lucrurile aici, s-ar putea să fie vorba despre o înșelătorie, cineva a trădat, o trădare. V-ați pierdut încrederea în această persoană. Aici la voi, recomandarea este de a avea mult mai multă atenție la încrederea pe care o oferiți, inclusiv încrederea în voi. Încrederea pentru voi este fără doar și poate primordială. Dacă aveți încredere în acea persoană și acea persoană răspunde nevoilor voastre de încredere, loialitate, monogamie, totul este perfect. Este posibil să aveți deja vuri voi, săgetătorii, sau ați avut, aveți deja vu. Este foarte, foarte bine și din acest punct de vedere să fiți echilibrați. Ideea este că în unele cazuri, și aici este vorba despre un avertisment, e adevărat, aveți un al șaselea simț foarte, foarte bogat, sunteți persoane puternice, sunteți persoane poate pe picioarele lor, nu depindeți de nimeni, nu depindeți de nimic, chiar nici din punct de vedere material, doar că aveți tendința de a vă baza exclusiv pe ceea ce simțiți voi. Ceva de genul, eu am avut o viziune, am avut o premoniție, posibil că sunteți și în pragul trezirii spirituale sau sunteți trezit spiritual în sfârșit și atunci vă bazați foarte tare pe lasă că știu eu mai bine, nedând celuilalt posibilitatea de argument contra argument. Și când vă certați, de exemplu, cu cineva, nu îi lăsați celuilalt, dacă voi știți că aveți dreptate, muriți cu dreptatea în mână, știți cum se spune pe românește. Nu lăsați celuilalt, acum sper că nu vi s-a întâmplat vouă contrariul, energiile se schimbă. Nu lăsați celuilalt posibilitatea de a spune și el ceva sau a spune ceva vis-a-vis de situația voastră întreruptă. Este important, atenție, să vă urmăriți intuiția. Însă, nu s-o duceți în extrem. Pentru că aici s-ar putea în unele cazuri să vi se joace ego-ul, să joace, să se joace cu voi, cu mintea voastră. Știți că mintea țese uneori lucruri și atunci dacă nu suntem destul de stăpâni pe noi, s-ar putea să confundăm înțelegerea divină cu ceea ce încearcă ego-ul să demonstreze. E adevărat, premonițiile în general sunt menite să ne avertizeze, să încerce să ne protejeze. Dar atenție să nu duceți mai mult decât este cazul bazatul pe
ceea ce ego, atenție, vă transmite. Dacă veți înțelege acest punct de vedere al Universului vis-a-vis de voi, veți fi capabili, capabile să vă schimbați destinul. Posibil să... Adică nu că posibil să reușiți, veți reuși cu siguranță, dar prin exerciții, prin meditații, prin, eu știu, rugăciuni, să reușiți să departajați ceea ce încearcă să vă spună ego, ceea ce țese mintea voastră și al șaselea simț, conștientul vostru. Și atunci sunteți adevărați magicieni, veți fi adevărați magicieni. Spuneam, pentru voi încrederea este decisivă. Voi construiți, voi vreți rădăcini în relație, ceea ce s-ar putea să intimideze persoanele pe care le cunoașteți, mai ales dacă au trecut prin tot soiul de eșecuri emoționale. Altfel spus, voi vreți familie, vreți ceva solid, vreți o relație cu o fundație sănătoasă, pentru că sunt foarte mulți săgetători care au crescut în acest fel. Întâlniți acea persoană, cum spuneam, persoană care poate a ieșit dintr-o relație, poate a ieșit dintr-o căsătorie, poate a ieșit dintr-un eveniment, dintr-un eșec emoțional, vrea în continuare să se elibereze, vrea să copilărească, știți cum este, abia m-am eliberat de o relație. Nu aș vrea să mă introduc într-o relație de genul acesta în care să o iau de la capăt, să prind rădăcini, să fiu cu familie, cu cățel, cu purcel, cu copii, cu... Și atunci aici să fie o discrepanță, pentru că s-ar putea să fie intimidant pentru cealaltă persoană programul cu care voi ați crescut. Și aici să fie o diferență. Dacă n-ați cunoscut persoana, s-ar putea să o cunoașteți. Cu atât mai mult dacă ați cunoscut o astfel de persoană și a fugit din viața dumneavoastră sau s-a întrerupt relația sau ați părăsit, nu contează, probabil că lucrurile au fost conduse în, către acolo în care unul din voi s-a intimidat. Nu a vrut să prindă rădăcini. Mai ales dacă ați adus această familie, vedeți, mi-a ieșit porumbelul, dacă ați vrut să aduceți această persoană în familia voastră sau ați dorit să vă cunoască familia, pentru că anumiți săgetători sunt foarte legați de familie. Și atunci, normal că dacă vreți ceva serios, vreți ca persoana respectivă să fie cunoscută de către ai voștri, că dacă o preluați, o preluați cu tot, cu pachet, nu? Dar este posibil să fie intimidant. Avertisment, nu este oportun să proiectați, cum spuneam, ca și la scorpioni, și chiar să spuneți acestei persoane că vreți o relație pe termen lung, cu familie, cu rădăcini, cu împământare, cu mutare, unul în casa celuilalt, mai ales dacă este o distanță dintre voi, pentru că s-ar putea să fugă mâncând de pământul. Trăiți momentul și vedeți voi ce o mai fi. De fapt, asta încearcă să vă spună acești ghizi spirituali. Este bine totuși să vedeți încă de la început dacă persoana pe care o cunoașteți are aceleași planuri de viitor ca și voi. Pentru că este frustrant să vă introduceți în această relație, voi pe partea voastră, ne vorbind cu persoana respectivă, să considerați că persoana respectivă chiar își dorește ceea ce vă doriți voi și să ajungeți după 6 luni, un an, în care cealaltă ființă zice, păi nu, dar știi că eu nu vreau asta, dar eu am fost odată într-o relație, sau mai ales dacă sunteți energii mature, evident, și dacă rezonați cu această etalare. Eu nu mai vreau să mai iau de la capăt cu copil, cu familie și așa mai departe. Și atunci, și voi adunați frustrări și vă gândiți, am pierdut vremea. Lucrurile clare duc la prietenii lungi. Adică este foarte bine ca atenționarea să
știți înainte intențiile acelei persoane. Să vedeți ce are de gând. Să discutați despre planul de viitor. Există posibilitatea ca această persoană, dacă a existat în viața dumneavoastră, să reapară sau să apară o astfel de persoană. De aceea, setarea unui obiectiv, setarea obiectivului vostru, deci de a fi împreună forever, este necesar să aveți același obiectiv de a avea o familie cu această persoană sau o relație cel puțin pe termen lung, dar să știe și respectivul, știți? Vreau să facem asta, dar să știu și eu, să știm și noi. Nu să vă implicați în relație și să credeți voi că gândesc la fel ca voi. Pentru că este cu atât mai mare frustrarea. Dar haideți să vedem intenția acestei persoane care sunt șanse să revină sau care, eu știu, ați putea să treceți printr-o situație de genul acesta. Exact cum am spus, nu este disponibil, după cum vedeți, I'm not available, deci nu este disponibilă persoana respectivă dacă vă gândiți la ea, nu este conformă cu planurile voastre, nu se va înrădăcina. A fost vina mea, v-aș comunica, dar am dat vina pe tine. Deci probabil că își atribuie, în cazul în care v-am zis, deja știți această persoană, deci nu dă vina pe voi, acum, a dat vina pe voi de eșecul acestei relații la acel moment. Dar acum nu mai dă vina pe voi, consideră că a fost vina doar a lui sau doar a ei. Bun, dragii mei săgetători, eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o săptămână bună, încărcată cu frumos, cu bine, cu pozitivitate. Iar până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre. Numai bine! La revedere! Pa, pa!